Ziua nouă. Cel care se predă existenței nu trebuie să mai spună nimic, însăși predarea îi va transforma viața. Căutătorul nu trebuie decât să renunțe la ego, pentru că egoul este singura cauză a tristeții și nefericirii. Egoul este singurul zid dintre noi și existența și nici nu este construit din cărămizi masive, este doar o idee, un balon cu aer cald. O înțepătură de ac și balonul explodează. Nu este nevoie de prea multă muncă, este nevoie doar de inteligență, de puțină înțelegere.